Răstignirea timpului este titlul unei cărți lansate la Centrul Cultural Pitești de Maria Alexandra Iliescu. Manifestarea a fost organizată de Centrul Cultural Pitești în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Pitești. Am o autoare foarte tânără, Maria Alexandra Iliescu, Răstignirea timpului. Cineva m-a întrebat dacă e cartea de debut. Nu e cartea de debut, e a patra carte. Acum tinerii sunt mai grăbiți. Unii dintre noi am debutat la 40 de ani, unii la 45 de ani. Așa au fost vremurile. Acum e criză, dar libertatea cuvântului este un câștig. Multe n-au fi câștigat noi, dar libertatea cuvântului am câștigat-o. Acum să vedem la ce ne-o folosi. Un poem al lui Mihai Ursachi de la Iași sună în felul următor: un om din Tecuci avea un motor și nu i-a folosit la nimic. Noi sperăm că libertatea cuvântului să fie pentru noi un motor care să ne folosească la ceva pe lângă alte libertăți. Că numai libertatea cuvântului. Eu două cărți am citit domnișoarei Maria Alexandra Iliescu. Aceasta este o carte luminoasă, așa cum trebuie, că foarte mulți poeți tineri din ziua de astăzi scriu nu neapărat la modul pesimist, sceptic, dar s-o spune pe-a dreaptă la modul mizerabilist. Chiar s-a făcut un curent, așa s-a descoperit sexualitatea și alte chestii s-au descoperit la anul 2000. Ele erau de mult descoperite, Joe Boxa chiar a făcut închisoare pentru un volum de poeme în anii 30 și nici nu erau atât de dur volumul acela față de volumele unor douămiști. Ei, nu e cazul aici, e o carte luminoasă, o carte, aș zice, firesc, cu poeme de dragoste. Vă mulțumesc frumos că ați venit astăzi, sunteți alături de mine la lansarea celui de-al patrulea volum, respectiv al treilea, de poezie. Am început să scriu la vârsta de 12 ani și am publicat prima carte la vârsta de 18 ani. Este vorba despre un roman despre tineri, iar după aceea am publicat, la diferență de vreo 2 ani, cărți de poezie. Țin să mulțumesc în mod special familiei mele, pentru că mă consider unul dintre puținii norocoși care are o familie mare și la propriu și la figurat. Și să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi aici, și domnul Ioniță trebuie să ajungă, și domnul Ioprea, și domnul Sămărescu, și domnul Doma, Javedința Popescu, pentru că au fost mereu alături de mine, încă de la prima lansare, și în Cenaclu, și pe tot parcursul meu literar până în acest moment. Și cu siguranță vor mai fi în continuare. Așa aș dori să-i mulțumesc în mod special mamei mele. Deci cu siguranță va considera că nu este nevoie și va crede ceva de genul că să lași presă de genul ăsta, dar aș vrea să mulțumesc din suflet, pentru că este omul la cărei credință neîntreruptă și a cărui sprijin neîntrerupt m-a adus astăzi aici la publicarea celui de-al patrulea volum de poezie. O să citesc trei poezii și îmi cer scuze pentru emoții, nu mi le pot controla cum mi-aș fi dorit. Am ales trei poezii din această carte, care se numește Răstignirea timpului. Încet. Încet să iei omul când uită de el și gândul când nu pleacă nici conit. Ușor să respiri fumul ce îți rămâne după o viață, nu se întoarce nici rugat. Repede să prinzi ziua, dacă trece și o pierzi, ai pierdut o cale. Greu să lași din mâini să-ți plece alte mâini ce nu te-ar lăsa de voie.
Încet să asculți glasul ce poate în suflet să-ți nască un cântec. Deleagă-n eu omul ce rămâne cu a fost, pe noi ne trimite timpul la procesul ființării. Permiteți următorul preambul de tip cinematografic. Închideți ochii preț de câteva secunde, chiar vă rog să o faceți. Și imaginați-vă, domnul Costelincescu a făcut-o, vă mulțumesc, și imaginați-vă o sală, o scenă de teatru în întuneric. Este beznă. Bezna durează și ea preț de câteva zeci de secunde. Și brusc se aprinde un reflector aici, încă un reflector acolo, un al treilea în partea mea dreaptă și ușor, ușor, către scenă, începe să plutească, spre mijlocul scenei, începe să plutească o balerină acompaniată de un pian. Aceasta este Maria Alexandra Iliescu. Și aceasta este cartea intitulată Răstignirea timpului. Balerina aceasta muzicală, suavă, aproape imaterială. Două sunt, în opinia mea, coordonatele pe care evoluează, pe care a evoluat scritura ei lirică. Alexandra Iliescu a specificat mai adineauri că revine cu o anumită nuanță a plecării, cu o anumită intensitate a apropierii de aceleași teme. Am simțit și dumneavoastră i-ați simțit lacrimile din voce atunci când i-a pomenit pe bunici. Revine la copilărie, preia, dezvoltă, intră în profunzimea unor detalii care țin de această perioadă a vieții ei. De aici am formulat eu concluzia, coordonata concluzia scrierii ei. Alexandra, la fel ca mulți tineri din generația pe care o reprezintă, este în căutarea inocenței. Își dorește foarte mult să recupereze pentru ea, dar și pentru noi, toți ceilalți, inocență. Atenție, nu-i vorba despre naivitatea aceea cu ochii mari și umezi de măgăruși, deși măgărușii de multe ori ne sunt și ne stau deasupra într-o ierarhie de ordin spiritual. Este vorba despre acea seminătate, acea împăcare cu sine și cu lumea, care trece prin responsabilitate, prin experiență directă, printr-o anume înțelegere a vieții, care înseamnă să atingi o certitudine, o sumă de certitudini, după care să înțelegi că nimic nu este ceea ce ți-a părut că este. Și să se prăbușească toată scara aceea, tot scheletul acela de ierarhii pe care le-ai construit de-a lungul timpului. Abia după ce s-a prăbușit totul, rămâne valoarea, rămâne esența și ajungi să te întorci la inocență. Cred că este și cazul Alexandrei și cred că poezia ei promovează o asemenea direcție, o asemenea idee, recuperarea inocenței. Și vă repet, nu o face numai pentru ea, o face pentru toți cei care îi vor citi cartea.